sistemul de valoare să-mi arăte adevărata mea valoare în ring. Cam asta se întâmplă, da? Interlopul Bebino, șeful clanului sportivilor, arestat preventiv într-un dosar cu trafic de cocaină. Marius Alecu, zis Bebino, șeful clanului sportivilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri 24 ianuarie, prin decizia Tribunalului București, într-un dosar cu trafic cu cocaină. Inițial, el fusese reținut pentru 24 de ore de DIICOT, sub acuzația că a intermediat vânzarea de droguri, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Aceeași măsură preventivă a fost luată și pentru un alt membru din clanul cocalarilor. Nu am văzut niciun drog și nu sunt informații eronate. Luați legătura cu avocatul meu și avocatul meu, Bogdan Marinescu. O să vă țin la curent cu absolutul, da? Hai. Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați, unul dintre ei fiind Bebino, șeful clanului sportivilor, iar al doilea un membru al clanului cocalarilor. DIICOT a anunțat că au fost reținuți doi inculpați recidiviști, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și complicitate la trafic de droguri de mare risc. În perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024, unul dintre inculpați a comercializat cantități de cocaină, drog de mare risc, cu sprijinul celui de-al doilea care a intermediat tranzacțiile, se arată în comunicat. Procurorii susțin că Bebino este cel care a intermediat vânzarea de cocaină, iar membrul clanului cocalarilor este acuzat că a vândut drogurile conform informațiilor din anchetă. DIICOT a cerut Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile. Anchetatorii au precizat că în perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024, doi suspecți au comercializat, respectiv intermediat, comercializarea unor cantități de cocaină către consumatori din municipiul București. Unul dintre cei mai vizați de anchetă este Marius Alecu, zis Bebino. Acesta a fost dus mai întâi la audier și apoi reținut pentru 24 de ore.